să da. Zicem. Și chiar spuneam, vorbeam cu prietenele mele că de o săptămână nu am reușit să plâng și astăzi am plâns pentru prima oară. Și deci am ținut în corp, de aceea am și slăbit foarte mult, dar n-am reușit să plâng până astăzi și e bine să plângi, e bine ca să descătușezi, da. Dar n-am reușit, mă bucur că am reușit astăzi. Dar e o situație pe care eu nu am putut să o schimb, adică am depus eforturi, dar eu nu am putut și e o situație care nu a ținut de mine. N-am avut ce să fac. Așa este, însă în luna asta în care ai căutat răspunsuri la întrebări, de ce, poate că eterna întrebare, de ce mi se întâmplă mie toate astea, ai încercat să te întrebi și dacă ai tu vreo vină? Evident că într-o relație greșesc amândoi și când se ajunge la o despărțire, undeva ambii au greșit, unul mai mult, unul mai puțin, doar că în situația de față... Eu nu mă refer la despărțirea în sine, ci la toată căsnicia voastră. Care... Eu eram ok, eu eram fericită. Adică eu nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie că și-a schimbat comportamentul și acolo n-am înțeles eu ce s-a întâmplat. Da, că din decembrie avem s-a produs. Eu, noiembrie, octombrie, făcusem nuntă, eram foarte fericită, eram foarte încântat. Și ai reușit să afli ce l-a făcut să schimbe comportamentul? Ceva nu. Din comportamentul tău sau nu. Faptul că a luat-o el pe cărări greșite? El, bineînțeles că... Nu pot să dau detalii prea multe despre conversațiile noastre, pentru că n-aș vrea ca mai târziu fetițele noastre să vadă și să afle lucrurile acestea, adică încerc să le protejez. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie, pentru că eu am observat o schimbare în comportamentul lui. Adică nu mai era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, a mai lipsit niște nopți de acasă, zicea la băieți, la prietenii lui. Și la un moment dat, când l-am întrebat ce are, mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost ok, pentru că ne-a plăcut, a fost frumos, ne-am concentrat niște pe fete. Niște lucruri care te-au durut vis-a-vis de cariera ta, de comportamentul tău? Nu, a spus tău, că nu mai simte. Asta m-a durut. A spus că nu mai are sentimente mai puternice pentru mine. Da. Dar eu nu am pus la suflet. Am zis că poate e stresat, că are proiecte, lucrează la carte, la cartea... Că a deschis o cutie a Pandorei, că a deschis niște rând din trecut, că poate trăiește în momentul de față niște rând din trecut pe care el nu le-a vindecat și că acum, cumva, trecutul a venit în față. Da. Că au mai apărut, da, a apărut și de aici un alt personaj din ecuație. Momentul ăsta, da, din momentul ăsta a început cumva și supărarea lui și pe toată lumea. Și eu am dat vina mai pe situație, n-am vrut să fiu atentă motamol la ce spune el. Și apoi am plecat în vacanță, a fost totul ok și din momentul în care ne-am întors din vacanță, atunci a început un roller coaster, un tăvălug foarte mare și într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. Da, din păcate așa s-a și întâmplat. Însă, tu din interior poate că îți dai bine sau ar fi trebuit să-ți dai mai bine seama. El a început acea campanie, rezum într-un minut. Repet ce am spus și la emisiunea cealaltă. Demnă de laudă împotriva violenței domestice. Absolut lăudabil. Mai ales că el spunea că a trăit pe pielea lui acele lucruri, care apoi după aia s-au dovedit că poate nu era chiar pe pielea lui, că era foarte mic când tatăl lui plecase de acasă. Am avut acea seară în care tatăl lui a intervenit și a spus și el povestea, până la urmă cum necum rămâne un criminal care și-a ispășit pedeapsa. Dar înainte de a apărea tatăl lui pe firmament, pentru că el nu pomenise de el, presa i-a servit această prăjitură pe tavă în ideea pe care el a fi putut să o preia și să ducă mai departe campania, tocmai accentuând, vedeți ce vă spun eu, uite ce a fost tata, păi de fapt. Nu, supărarea lui aia a fost contrar cursului normal al unor lucruri. Și noi ne gândeam, bă, înseamnă că omul are un interes. Dacă el s-a supărat că presa i-a scos la iveală un amănunt despre care el n-avea cum să nu creadă că va ieși la suprafață în momentul în care deschizi această discuție de violență domestică. Știi ce a făcut taică-tu, nu? Te aștepți că la un moment dat cineva să afle. Mai mult poți folosi în favoarea ta, adică nu-i demola deloc campania, din contră îi dădea vânt din pupa, cum să zice, îi dădea vânt în da, pânze, nu, să meargă mai departe, așa. Să zică, vedeți, nu trebuie să mai facem așa. Nu, situația n-a fost așa. El s-a supărat pe noi și de acolo probabil că a început o nebunie care te-a afectat și pe tine în plan
privat. Știi? Nu, el probabil nu se aștepta ca tatălui să iasă și nu presa a găsit lucrul acela. El a spus-o la un moment dat la campania Wake Up, la fundația Mero aproape, el, la un moment dat. În prima postare era supărat pe Cancan, adică pe cei de la Cancan, că ei au scris-o. Deci se presupune că pe presă era supărat, nu pe el. Ideea era să nu se afle neapărat în presă despre această situație. Și tatălui nu trebuia să iasă. Asta. Atunci de ce a spus-o, poftim? Dacă n-a aflat-o presa, el de ce a spus-o? De ce a început această campanie? Pentru că probabil sufletește, poate era o povară, deși noi vorbiserăm să nu se afle lucrul ăsta. Eu știam. Asta vreau să te întreb, dacă tu ai înțeles demersul. Că demersul lui era unul foarte bun, pe care el singur și l-a stricat. Mă gândesc eu că a vrut să o spună, ca să se descarce. Mă gândesc, pentru dacă că a vrut e o traumă foarte mare. S-a supărat, știi? Ne învârtim într-un cerc vicios. De ce s-a supărat? Pentru că... Ori a vrut să o spună, ori s-a supărat că s-a aflat. N-are logică, știi? Și probabil că multe acțiuni sunt fără logică și în viața voastră privată, aia în care spui că nu l-ai mai regăsit. Eu nici nu pot să vorbesc, știi, foarte mult în numele lui. Pot să nu, spun dar doar am crezut ce știu că eu. Ce știi tu, da, ce ți-a explicat. Eu cred că sufletește, deși noi stabiliserăm să nu vorbească și să nu se afle chestia asta cu tatălui, eu n-aș fi vrut niciodată să se ajungă aici și să scoatem niște, să scoată corect, niște schelezi din dulap. Nu avea rost. Despre care, da, eu știam din primele luni, dar am zis ok, nu condamn și nu judecăm copiii pentru faptele părinților. Normal. El probabil apoi a fost cumva surprins de reacția tatălui lui și de aceea s-a ajuns. Deși, repet, este un demers nobil, nu trebuia să-l înceapă pentru că uite unde s-a ajuns. Pentru că eu consider că ăsta a fost punctul, picătura, care vouă va umplu paharul și care și dacă practic tot am ajuns distrus, aici, aș vrea să, pentru public să pomenesc, să spun faptul că de departe gândul meu de a mă despărți de George doar pentru că s-a aflat sau pentru că tatălui așa, nu. Mai ales nicio că legătură. Înțeleg. Absolut nicio legătură. Da. Nu acesta a fost motivul. Da. Și am văzut o postare de-a ta pe Facebook în care transmiteai fanilor tăi faptul că subliminal, că el n-ar fi suportat succesul tău și viața alături de o femeie puternică. Păi da, unul din un alt cred lucru că asta pe ar care putea fi unul dintre motivele care au dus la degradare în timp. Deși nu vorbim de un timp mult, stai puțin, când poți să ajungi după 30 de ani de căsnicie să zici, bă, nu mai iubesc ca în prima zi, nu mai se sentiment. E un respect, o obișnuință, nu știu ce, dar voi aveați totuși cât? Un an? Nu, aveam 4 ani jumate. De la nuntă. 4 luni de la nuntă. 4 luni de la nuntă, trăiți. Adică, știi... Nu. Comportamentul lui s-a schimbat din diferite luni, motive. Da. Poate și traumele din trecut, din copilărie. Și faptul, repet, că scria la această carte, că a deschis cutia Pandorei, că taică s-o a ieșit și a spus vrute și nevrute, unele adevărate. Deci a fost un cumul de... Altele neadevărate, adică a fost un cumul de factori. Și chestiile astea l-au durut și comportamentul lui s-a schimbat. Tu ai accentuat doar acea latură. Dom'le, traiul lângă o femeie puternică s-ar putea să fie... Pentru că la un moment dat mi-a spus ceva de genul că lângă un copac, la umbra unui copac, nu crește nimic. La umbra nucului. La alt copac mai crește. Și de aceea am și făcut acea postare pe Facebook, pentru că m-am simțit, am zis, ce vină am eu că, da, sunt puternică și, da, viața, nu că vreau eu să fiu puternică. Asta trebuie să înțeleagă cei care nu înțeleg și tot spun că sunt o carieristă și, nu, viața pe mine m-a făcut să fiu așa. Eu când de la 10 ani și toată viața mea, am cântat și am fost pe scenă, nu știu să fac altceva, nu-mi place să fac altceva. Și este ceva ce este extrem de rădăcinat în ființa mea. Dar, pe lângă muzică, eu mi-am dorit o familie. Dacă nu-mi doream familie și eram doar o carieristă înfocată, nu făceam doi copii, în primul rând. Că, na, când faci copii, te îngrași și nu mai arăți la fel. Și mi-am dorit foarte mult o familie. Și dacă eram axată doar pe carieră, nu, poate nu eram cu el... Poate nu făceam doi copii, nu făceam nunta, poate nu eram fidelă sau poate pierdeam nopțile în cluburi sau poate cheltuiam banii aiurea. Adică toată viața mea am fost extrem de cumpătată, extrem de disciplinată, dar probabil firea mea și avântul meu să fac și aia, să fac și aia, să fac și aia, da, probabil pe unii oameni i-a făcut să creadă că doar asta o interesează. Că n-ai sentimente, că n-ai, dar că lași totul la o parte pentru carieră. Trebuie să fii dur în industria asta, este o industrie a bărbaților.
Iar eu nu am manager, eu mă ocup singură de mine și eu tot timpul diluiesc cu bărbați și la casa de discuri și în concerte cu impresari și normal că trebuie să vorbesc pe limba lor. Eu am o latură bărbătească mai accentuată și tu când știi că te cuplezi cu Andreea Bălan, cu aia cu care tu ai crescut, cu muzica căreia tu ai crescut, automat tu știi că intri într-o relație cu o femeie puternică, dar asta nu înseamnă că eu când veneam acasă, deschideam ușa, treci la sarmale. Alea erau niște vloguri făcute cu un scop. Eu am văzut că el este extrem de talentat în bucătărie și făcea de plăcere, ne făcea plăcinte, gogoși, de plăcere. Da. Și în mintea mea am zis așa, George, facem vlogulețe, pe lângă vlogulețele mele de beauty, lifestyle și ce mai făceam. Exista o serie de cooking pe canalul meu de YouTube, cu gândul ca la un moment dat el să aibă propriul lui show de cooking. Așa am gândit-o eu, ca un manager. Am înțeles. Și m-am gândit să facă lucrul ăsta separat, apoi pe canalul lui de YouTube. Și de aceea promovam lucrul ăsta și tot timpul spuneam... O idee de afacere, cum ar veni, ca să monetizezi... El face, el, uite, el gătește, eu nu știu să gătesc, deși și eu știu să gătesc. Nu? Dar el... Îi potențai talentul ăsta, da. Da, am vrut să-l ridic pentru că în mintea mea mă gândeam că o să aibă show-ul lui. Știi cu vorba cu băbuța pe care vrei să o trăi strada, dar ea nu vrea. El își dorea asta? La un moment dat a zis că, măi, nu vreau să fac cooking show, mai bine fac altceva și după aceea am înțeles dorința. Dar în mintea mea, eu am vrut să scot în evidență calitățile pe care le avea. Adică, da, era un om la momentul respectiv, familist, de casă. Da, dar nu era ce își dorea el. Da, și apoi lucrurile s-au schimbat și... Dar... El din decembrie n-a mai fost la fel. N-a mai fost același om pe care eu l-am văzut, pe care vi l-am prezentat. Nu a mai și lucrurile au degenerat foarte rapid. Nu a mai fost la fel cu tine.